Și discutăm mai multe despre aceste acuzații aduse celor de la Uniunea Salvați România cu Simona Spătaru, senatorul USR. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Doamna Spătaru, cum răspundeți iată acuzațiilor celor de la UR, potrivit cărora USR ar face jocul lui Marcel Ciolacu prin refuzul de a depune o moțiune de cenzură din partea opoziției? Sunt declarații cu care ne-am obișnuit din partea acestui partid extremist. Îi reamintesc însă lui George Simion că, deși a dormit toată vara liniștit și a lăsat partidul PSD să nu fie sancționat de câte ori au apărut toate nenorocirile pământului, și amintesc câteva, situația tragică din azile ale bătrânilor, amintesc cazul Crevedia, amintesc situația de la 2 mai cu consumul de droguri. În tot acest timp, AUR a dormit, deci în vară nu a deranjat cu niciun fel de declarații partidul PSD și pe Ciolacu. Nu mai spun că la acest pachet fiscal, care înrobește și mai mult în taxe și impozite pe cei care muncesc și care plătesc deja către statul român, nu se ascund, nu fac evaziuni, nu strâng portbagaje de bani. Deci și la acest moment, AUR a jucat cu PSD, că știți ce face doamna acum? Strică hoțul, asta face acum George Simion. În fapt, exact acest lucru a făcut ceea ce declară, anume a jucat tot timpul cu PSD, l-am văzut și pe dânsul și pe colegii dumnealui în Parlament în acești 3 ani, în comisiile parlamentare. Nu a făcut opoziție la PSD, la voturi, la proiecte niciodată. Așadar și acum îl vedem în toate problemele pe care le-am enunțat, că nu a ridicat niciodată public contre, nu a spus că îl deranjează ceea ce face PSD. La final, acum, este trezit. Se pare că s-a trezit în simțuri, abia după ce lucrurile s-au petrecut, după ce trei luni de zile noi am discutat pe pachetul ăsta fiscal și ne-am opus, s-a trezit că e necesar să-i se audă vocea ca să nu cumva să nu-i păcălească pe oameni până la capăt. Nu are substanță demersul dumnealui, că nu semnează nimeni cu gargara ieftină pe care o vinde George Simion. Nu putem să facem și să ducem România în demersuri mai bune decât ale PSD-ului și PNL-ului cu oameni neserioși, că nu se poate. Trebuie să ne ținem de procedură și să facem lucrurile serios. Așa cum acum USR pregătește sesizarea la Curtea Constituțională, pentru că actul normativ, legea 551, pachetul ăsta fiscal de taxe și impozite, este neconstituțională. Trebuie să facem acest demers să nu intre în vigoare. Nu ceea ce face George Simion, că nu strânge nici într-un milion de ani 117 semnături, pentru că nu are nicio credibilitate. Este omul lui Marcel Ciolacu și al rușilor din totdeauna de când a apărut în Parlament și dovedește asta la orice gest pe care îl face. Cât de repede va fi depusă iată această sesizare la Curtea Constituțională, doamna Spătaru? În această săptămână. În această săptămână, așadar, da. Excludeți depunerea unei moțiuni de cenzură nu cu AUR, ci cu celelalte partide din opoziție, pentru că nu s-ar strânge numărul de voturi. Am făcut, să știți, demersurile necesare și aici vă pot menționa nume și prenume și cu PNL și cu UDMR, adică matematica de 117 ne-am străduit să o adunăm și dacă exista bună credință, UDMR dând semnăturile, mulți colegi de la PNL care nu doresc să stea sub papucul lui Marcel Ciolacu s-ar fi strâns mai multe semnături și cu minoritățile, mai multe semnături. Dar vedeți dumneavoastră că unii colegi de la PNL încă mai așteaptă să vadă dacă sunt sau nu puși pe listă parlamentare și fac jocurile din interiorul partidului. Asta cu liberalismul și cu apărarea afacerilor românilor e zero. Da? În momentul când își văd interesul propriu. Iar cealaltă situație de la UDMR, nici nu cred că trebuie să o mai descriu eu. Am trăit-o cu toți în 30 de ani, o trăiesc de când eram adolescentă, iată am ajuns și om adult să văd în Parlament cum joacă UDMR și pentru cine joacă. Aici suntem. Haideți să deschidem ochii că dacă nu obținem suport de la oameni și pe voturi, în Parlament nu se poate face nimic decât cu majorități. Atât. Așadar, singura șansă acum este această sesizare, iată decizia Curții Constituționale, nu? Cu privire la ceea ce se va întâmpla pe pachetul de măsuri fiscale.
Da, este adevărat și aici am mai menționat faptul că sunt aspecte nu simple formale, de fond, sunt încălcări ale prevederilor constituționale din codul fiscal de asemenea, legea responsabilității fiscale, deci sunt acte normative, Constituția fiind cea fundamentală, care au fost încălcate cu, cu această lege, 551, pachetul fiscal. De altfel, Ministerul Justiției, prin departamentul tehnic de la Ministerul Justiției, a emis acest aviz care are 40 de puncte și ceva de puncte negative. Deci, peste care da Gorghiu de la PNL, ca ministru, ca mână politică, ca decizie, a trecut. Deci, chiar dacă oamenii din minister, oamenii profesioniști au spus conform legii, conform deciziilor Curții Constituționale, nu puteți să treceți un asemenea act normativ care modifică în mai multe domenii de reglementare. Lucru nepermis, neconstituțional, care nu poate să aibă condiții pentru angajarea răspunderii, pentru că nu este o situație rapidă, imprevizibilă. De 3 luni de zile se pregătește guvernul ăsta să mărească taxe și impozite. Putea foarte ușor să treacă prin procedura parlamentară obișnuită. Da. Obișnuită. Deci, vedeți, aceste motive, plus de la responsabilitatea fiscală, pe predictibilitate, doamnă, că nu este, este foarte important să nu pui impozite, taxe de la 1 octombrie, de la, deci să bulversezi tot mediul de afaceri, toate aceste motive sunt motive extrem de serioase, le-am mai comunicat în spațiu public, vor fi așezate pe hârtie în această sesizare și nu cred că ele nu stau în picioare la Curtea Constituțională. Evident că am dubiile mele pentru ce se emite de la curte. Ați văzut, sunt multe situații în care cred că situația este și politic emisă, dar acum pur și simplu e în fața tuturor realitatea.